A fost odată ca în povești, în această pandemie, o fată cu un corp superb și abdomen, se știe. Și era iubită de toți, căci era o gazelă. Era genul de fată, bă, la care clar tot speră. Și izolarea a început și a stat cu toți în casă. Iar ea provizii și-a făcut, căci viața e frumoasă. Dar cum stătea așa frumos, ce se gândi domnița? Bă, frate, oricum azi e marți, cred că am să gust o pizza. O pizza, azi un sandwich, mâine, ba două, trei, chiar patru, că de acu când se culcase cam clădina patul. Dar nu e stres de gândia dacă am pus șuncuță. Căci oricum din casă nu ies și atunci când ies, măscuță. Deci nimeni nu o recunoștea și stres avea clar zero, până într-o zi când la TV vine Iohannis Vero. Anunțorem voi, dragi români, că în 15 mai e gata. Vă dăm voie să mai ieșiți. Și atunci se sperie fata. Cum, frate, să mai ies acum, că a început să-mi placă? Atunci că prioară eram, acum sunt fix o... O, frate, trebuie să slăbesc până în 15 mai. Cum dracu o să reușesc? Știu, o să beau doar ceai. Și-a încercat din răsputeri să-i dea cu romanița, dar ce gust are ceaiul, bă, și ce gust are pizza. Și atunci ea a realizat și a fost ca un duș rece, că burta într-o lună o pui, dar o dai jos în 10. Și a slăbit, n-am să vă mint, n-o să fac pe nebunul, dar nu când vara a venit, când a venit Crăciunul. Atât de mult timp ei a luat să facă pătrățele, deci vara asta, dragi băieți, nu mai vedem gazele. Dar sincer, eu le înțeleg că nu e atât de simplu să-ți fie foame mai mereu și să te abții tot timpul. Ca să nu zic că chiar și așa, pericolul tot o să ne pască, la vară de ne vom bronza, o vom face cu mască. Deci la final concluzionez, e vreme cam ciudată. Deci vara asta, oameni buni, dăm jos ce am pus, băi tată. Așa că grijă fetelor, ieșitule aproape și de gazele vreți să fiți, băgați multe salate. Salutare, oameni dragi, dacă ați ajuns până aici înseamnă că v-a plăcut, mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram, suntem pe toate trei platformele și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merchul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare, mulțumim!